Inițiativă inedită a unui iubitor al muntelui. Bărbatul s-a gândit să le arate și locuitorilor din municipiul Petroșani cum se construiește și cum arată un iglu. După ce timp de 3 ani a ridicat asemenea construcții din zăpadă în Parâng, omul a decis să facă unul și în oraș, pentru cei care nu urcă la munte. Se îmbină doi sase, fac și un sac de dormit mare. Asta e o saltea de la Forclaz. Așa. Tabla asta reflectă căldura de la lumânare. Acolo sunt două lumânări la cap. Așa, altă tablă. Aici am făcut cu folie, numai așa, ca idee. Opa, ia să vedem aici sus. Deci astea sunt două trepte pentru urca sus. Paturile normal trebuie să fie mai sus decât intrarea cu 20 de centimetri. Adi Câmpeanu și-a strâns o trupă de prieteni și au început să înalțe un iglu în parcul orașului Petroșani. Le-a luat ore întregi, dar la final s-au declarat mulțumiți. Ideea care a fost, nu l-am închis tavanul deasupra, pentru că fiind în parc în oraș, vin copii care nu sunt cu părinții, doi se bagă înăuntru, patru se suie sus, se surpă pe ei și după aia o să avem necazuri. Și atunci am zis că nu-l finalizez în partea de sus, l-am lăsat așa, a venit ieri lumea, au văzut, au intrat în interior, am pus saci de dormit, neopren, exact cum se poate dormi. Lumânări frumos, au venit, au văzut și seara am dat jos acoperișul și l-am lăsat ca tip cazemată. Adrian Câmpeanu povestește că a învățat să își construiască un asemenea adăpost din zăpadă în Legiunea Străină. 1996-2001 am fost membru în Legiunea Străină și am învățat de la profesioniști cum se face un iglu, făcând parte dintr-o trupă de munte. Acolo ne-au învățat exact cum să facem un iglu și e lume care nu urcă la munte să vadă un iglu, fiind foarte frig sus. Am zis, bă, și în ora se poate face, hai să facem unul. Și am avut câțiva prieteni care m-au ajutat, după am mai venit dintre cunoscuți, au mai dat la lopată și am realizat acest iglu. Bărbatul spune că dacă va fi zăpadă suficientă, își dorește să repete inițiativa atât în oraș cât și la munte în anii care vin.